Echipaje de salvare au fost solicitate în dimineața zilei de 18 aprilie în jurul orei 7:40 la un accident rutier produs în comuna Mihăiești, sat Negreni, în care au fost implicate două autoturisme. În urma producerii acestuia au rezultat trei victime neîncarcerate. Salvatorii din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați în această dimineață la ora 7:40 de minute la un accident rutier produs în comuna Mihăiești, satul Negreni, în care au fost implicate două autoturisme. În urma producerii accidentului au rezultat trei victime neîncarcerate. La fața locului, echipajele de intervenție au constatat că e vorba de o femeie și un copil în vârstă de 2 ani și 8 luni, care acuzau dureri la nivelul membrelor superioare și la nivelul capului. Acestea au fost evaluate la locul intervenției, ulterior fiind transportate la unitatea primirii urgențe Vâlcea pentru investigații suplimentare. De asemenea, a fost evaluat și șoferul celelalte mașini implicate în accident. Acesta refuzând transportul la spital. La fața locului au fost găsite trei victime, mamă și un minor de 2 ani și 8 luni, care acuza dureri la nivelul capului și membrelor superioare. Acestea au fost evaluate la locul intervenției, iar cea de-a treia victimă, șoferul, a refuzat evaluarea medicală. Autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier. De asemenea, recomandă adaptarea vitezei la condițiile meteo.